La Complexul Energetic Hunedoara a fost sărbătorită pentru ultima oară în această formulă Sfânta Muceniță Varvara, ocrotitoarea minerilor. Acest lucru se datorează faptului că sunt discuții avansate, una dintre ele având loc chiar astăzi, pentru desființarea CEH și înființarea Complexului Energetic Valea Jiului, care să aibă în componență minele de la Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonia și termocentrala Paroșeni. Acum avem guvern. Această discuție am avut-o și cu Ministerul Energiei, cu domnul ministru Popescu. Chiar luni, directorul CEH, Cristian Roșu, va face o vizită la Ministerul Energiei. Este pregătit actul prin care, să zicem, trebuie reînființat nou complex energetic Hunedoara. Așteptăm hotărârea de guvern și vom vedea la momentul respectiv care sunt pașii ca să deblocăm situația. Cum desființarea CEH și înființarea Complexului Energetic Valea Jiului este doar o chestiune de timp, în această perioadă se fac deja previziunile bugetare pentru noua societate. Totodată există asigurări că pentru actualii angajați ai Complexului Energetic Hunedoara nu vor fi probleme cu acordarea drepturilor salariale pentru finele anului în curs și la începutul anului viitor.